Vreau să o aduc aici alături de noi și vine cu copii și n-aș vrea să o speriem, da? Andreea Perjuc, care a fost puțin plecată cu colega Cristina Șeulean, așa cum ați văzut în edițiile trecute, într-o vacanță de vis în Seychelles, pe banii noștri, da? Și este acum aici să ne spună cum a fost experiența pentru ea, dar și cum i-au dus dorul fetele Mara și Ada. Andreea Perjuc e cu noi aici și fetele. Ce faceți, iubitelor? Arătați senzațional! Să văd că aici ai la, de la Moldova, ați adus oameni de la Moldova, eu nu mai pot de fericire că eu de acolo mă trag. Sunt niște neamuri de ale mele și astăzi pur și simplu au venit prin București și să vină la emisiune. Haide, mulțumim frumos! Să ne zici cum a fost în Seychelles acolo. Așa. Seychelles. La mine acolo. Hai, din capul meu ți-am văzut! Ți le-am văzut! Fii atent aici, așa! Hai să ne liniștim și facem în felul următor. Tu te Karateka. Duci, lași cortul, lasă-l jos. Vedeți dacă faci până la finalul emisiunii. Păi că faci cort. Du-te și pune înghețată pentru invitatele mele. Hai, la înghețată, da. Și mai e da, exact. Acum mă duc. Voi două sunteți surori? Da. Și tu ești mai mică? Vreau să spun că în 2 ani de zile vei purta hainele alea, că și eu am frate și știu ce înseamnă. Mami, dar asta nu este un lucru rău, pentru că noi ne place sustenabilitatea. Eu vreau hainele mari. Deci ea chiar vrea hainele mari acum, ei, ce nu facem? Nu știu ce am spus, dar ok, acum, bravo, bine că trebuie să bași tu zânzanie în copii. Ok, Mara, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Ada, mă bucur că ești astăzi alături de noi. Vă dau o înghețată, fetele. Vreau să-mi spuneți dacă ați simțit lipsa mamei cât a fost plecată în Seychelles. Da, mult, da. Da? Nu pot să cred. Da, da. Voi... Gata, vă las, voi ați văzut unde a fost mami? Da. Și ce părere aveți? Am sunat-o în fiecare zi. Nu pot să cred și? N-a existat o zi în care să n-a sunat. Și ce v-a zis? Am sunat-o că Lea de la 6 era... Întuneric acolo. Și trează, dimineața. Trează? Vină-mă la mine, vină aici, mă, Adam, mă, prietena mea tu ești. Și ți-a fost dor tare de mami, nu? Da. O să mănânc da, mami a fost, a făcut niște reportaje senzaționale. O să încercăm să vedem și noi pe plajă cum... Uite-te, uite, aleu, a văzut? Da, proasca asta testoasă, nu v-a adus-o acasă? Nu. Păi trebuia să aduc acasă. Avem deja două pisici. Două pisici? Păi da, dar noi am dat când a plecat din Seychelles și o proască testoasă. Uite. În aeroport. Uite-o, cât era de uite pe mami ce făcea. Mami v-a zis că e la muncă în Seychelles, nu? Nu. Dar ce v-a zis, Mara? Zis sincer. Acolo, la bogați. Normal. Că pleacă în vacanță. Că pleacă în vacanță. Păi a fost normal că are nevoie de o relaxare. A fost o muncă din plăcere și atunci a fost ca o vacanță. A fost extraordinar de frumos. Ce să zic, că nu găsesc cuvinte. Cum a fost și spune-ne fost... dacă e o zonă pe care o zonă, o destinație pe care ai recomanda-o așa. Da, nu că aș recomanda-o. Eu îmi doresc în octombrie să mă reîntorc. Atât de mult mi-a plăcut. Păi, și iau și pitinii, păi nu te iau, nu ești de la mine. De... Acolo n-am partit nicio prie. Pipuni, da, dormim pe plajă, nu e problemă, dormim. Gata. Imaginile din Seychelles și spui că în octombrie vremea va fi la fel de bună? Va fi la fel de bună. Am înțeles că ocean... Mă, dar se lipește. Hai de mine. E bine, pe cine ai adus aici să te okay. asisti? Că ignore. Efectiv, noi vorbim aici de Seychelles și ce exact, facem? Exact, vedem imaginile astea din România, care din aici Seychelles. Sunt într-o piață de pește, nu? Aici, într-o piațetă, aș spune, ei gătesc cu foarte multe legume, cu multe condimente, cu pește proaspăt pe care îl pescuiesc dimineața din ocean. A fost atât de frumos și da, pot să mergi și cu copiii, adică am în plan acest lucru, dar am un plan să merg și doar cu... Și părinții mei de câte ori se întorceau dintr-o Sato! Vacanță. Abia aștept să vă duc și pe în voi. În Seychelles, practic, recomanzi și pentru cei care au copii să meargă, da? Este, ai junglă unde poți să mergi, vezi tot felul de reptile, de păsări, de, ce să zic, coconați și toți palmierii de pe pământ. Și ai și plajă cu nisip din ăla fin, știi? Și nisip foarte. Alb. Și alb, nisip mami, alb. Perfect, te-a venit înghețata. 6 lei. N-ai? N-am. Se dau data viitoare. Aici sunt pietre. Greta, împrumută, ne te rugăm. Eu, brile, pe ne plătesc eu, mers pe mâna mea, e în regulă. Iartă-mă, Andreea. Păi n-avem și noi un barter. Bei sucola? Te rog frumos, e al meu. Și pe celălalt? Și pe celălalt. Ah, ok. Da? Iar ăsta e al Alexandrei. Acum, spune ce ți-a plăcut cel mai mult în Seychelles.
Măi, cel mai mult mi-a plăcut în insula Prale. Da. Cel mai mult mi-a plăcut acolo. Am simțit așa când am ajuns acolo la cazare, cum mi s-a ridicat vibrația. Deci efectiv simți că te încarci din, știi, din vârful unghiilor, de la picioare până la ultimul fir de păr. E prima dată când ești în Seychelles. E prima dată când sunt și m-am întors de acolo cu o energie pe care îmi doresc să mi-o păstrez cât mai mult timp. Așa că fă-n așa fel încât să mă inviți aici în fiecare zi, știi, să vă palmieri ăștia, măcar... Da. Uite, asta așa e intrarea, ca să spunem, în Seychelles. Oamenii au văzut zilele trecute cât de spectaculos a fost. Aici știu că am intrat și cu voi în live când erați la balcon, dacă ți-aduce aminte. Dar zilele trecute oamenii au văzut aceste imagini fabuloase din Seychelles, o destinație recomandată și familiilor și mai ales o destinație recomandată și în octombrie, când la noi e frig, asta e foarte tare. Exact, exact. Și la ei, pe toată perioada anului, au temperaturi între 28 și 33 de grade. 28-33, asta e în permanență? Da. Wow. Ceea ce este foarte bine, e adevărat că te lupți un pic cu umiditatea, nu tu, că tu ai părul scurt, dar eu, de exemplu, m-am luptat puțin cu umiditatea, că na, eu dacă nu-mi stă părul e... Dramă. Un fel de, dar am avut de ales între să fac o dramă că nu-mi stă părul sau să mă bucur de ce văd acolo. Și atunci am ales să mă bucur, pentru că n-aveam cum să ratez șansa asta. Ți-a fost greu fără copii? Mi-a fost foarte greu fără copii. Ce anume? Dar... Mi-a plăcut și foarte mult. Ce a fost greu fără copii? Și momentul ăla pentru tine. A fost pentru prima dată când am fost plecată de lângă fetițe atâta timp. O săptămână. De una singură, da. Chiar a fost pentru prima dată. Și chiar dacă, știți când am început să simt dorul ăla mare? La drumul de întoarcere. Deci deja în aeroport în Doha. Nu mai aveam stare. Dar îți aduce aminte că eram atât de entuziasmată că am uitat să salut copiii la televizor. Pentru că locurile sunt spectaculoase, sunt, când te gândești că toate lucrurile astea sunt în jurul tău și uite cum arăta marea și plaja, wow! Ceea ce vă recomandăm și dumneavoastră cu cea mai mare plăcere, ca să vă încărcați bateriile. Uite, aici eram la Lazio, se numește plaja asta, este una dintre cele mai frumoase plaje din lume. Și am mai fost pe... Ia uite, mai cea mai frumoasă plajă din lume. Una dintre cele mai frumoase, da. Și am mai fost la Dic, pe o plajă care este cea mai fotografiată din lume. Unde adică sunt stâncile alea imense și bolovanie, într-un fel anume. Mara, spune-mi sinceră, te-ai bucurat că a fost mami puțin plecată? Sincer. Nu? Adică n-ai dat un chef cu prietenele tale să fie și așa relaxare, nu te mai bate cineva la cap că stai pe telefon, că nu vezi, că faci ceva, așa ai fost, ei, o săptămână fără mami, învățat! Ai învățat tu din propria inițiativă? Da, din care? Bravo, foarte tare! Tu nu erai bucuroasă că mami e plecată și nu te mai bate la cap? Nu. Îți era dor? Te-a certat să o răta mai mult în perioada asta când a fost mama ta acasă? Spune tot! Nu! Nu? A fost sora bună care a avut grijă de tine? Sigur? Da? Bravo! Să știi că au primit laude, adică inclusiv soțul a zis că au fost exemplare în săptămâna aia. Păi înseamnă că poate problema e că rămâi tu acasă. Concluzia este simplă, Cătălin, trebuie să pleci mai mult, Andreea. Da, da, asta zic și eu. Păi asta zic și eu, dar ți-am zis din Seychelles că dacă vrei nu-i nicio problemă, poți să plec în toată lumea pe banii emisiunii și să asta mă plimb și ales... să da, facem că... tot felul de reportaje din astea. Da, adevărul, adică... când trimiți așa două fete frumoase pe plajă acolo și când le vezi în costume de baie și asta, n-ai cum decât să te bucuri. Și veneau ceilalți turiști și făceau autopoze și vreau autografe. Andreea Perju, from Romania, asta, Romania, exact. You know, famous people. Exact, famous people. Fetelor, chiar vă bucur pe mult pentru voi. Mai plecați undeva? Da. Unde? În Germania, la Europa Park. Da. Și în Turcia. De ziua mea. De ziua ta pe cât? Pe 20 august. Super tare, încă puțin și pe 20 august o să pleci în Turcia de ziua ta. Leoaică! Foarte tare, poți să te pup? Leoaică! Ai de capul da, meu! Mara, ai venit cu o hârtie, ce cu hârtie? Am grijă cu ea, că dacă știam ce mă așteaptă, stai liniștită, acum nu mai am ce să fac. Exact, cunosc ce... Uite, eu vorbesc pe aceeași limbă. Eu cunosc ce înseamnă să ai o leoaică acasă. Ai și tu? Eva e pe 23 iulie, e prima zi din leu, așa că înțeleg independența și dorința de... Ce? A luat deciziile singur. E un paianjă, dar nu cade, e ok. Păi nu, că mai îmi faci infart. Dacă îl cade paianjă, nu? Da. Nu, nu o să cade. Mami are fobie de paianjă. Nu cred. Da. Băi, nu, că nu facem așa ceva, ferească Dumnezeu.
Ok, perfect. Nu facem. E ok, totul e în regulă. La mulți ani pentru ziua ta, atunci când a fost din Seychelles, you know? Când ți-am zis la mulți ani, ai Andrei Dobrogea, da, nata de băut. Nata de băut, nu, pe o așteaptă pe Cristina, de aia. Exact, corect. Dar și stai acolo cocotatul. Mă uitam și la imaginile astea și mi-am dat seama că trandafirii sunt pentru cei bogați. Doamne, nu te arunci, sunt rău, ce-i cu tine? Nu. Stai acolo, e pedepsit? Îmi place, auzi? Îmi place foarte mult panorama. Măi, Cătălin, dar ăla seamănă cu tine second hand. Zici că e... Aici, are ceva din tine, ăla, asta știu eu. Nu, bă, dar vreau să spun ceva, că e un băiat extraordinar, cred că e German cu mine. De azi e acolo cocota? Păi stă la înălțime, ne privește de sus. A, bravo tu! Hai, tipu, măi! Te-am spus până acum, stăteam aici să văd panorama, bun, dar acum îmi place Mara, să văd și pe... Mara, arată-mi, stai că ai zis că ai, luat un, ai făcut un, ai ceva acolo, un desen sau ce? Haide, arată! Haide, dă-mi-l! Trebuie să văd că ai zis că... A venit, a apucat o emoție acum, mă, da. Vin eu să văd despre ce este vorba. Cum? Doar eu mă uit? Dacă nu ții microfonul așa, să știi că nu te auzi. L-ai făcut special pentru mine? Da. Și nu l-a arătat acasă, celor de acasă? Nu. Rămâne doar secretul nostru? Da. Dar poate să spună ce e? Da. Este o... Ce e? Zi tu. Zi tu. Unicorn? Da. Vacă corn. Vacă corn, unicorn, vacă corn. Foarte fain. O să-l pun la mine acolo, în birou. Îl arăt și celor de acasă? Sau nu? L-arăt? Perfect, ok. Mara mi-a făcut un desen. E frumos, tata, are talent. Are talent. Are talent, să-ți lasi. Eu recunosc talentul. Și eu eram, când Cătălin era mic, am zis, băi, talent. Faceți-mă puțină liniște. N-ai ce să faci, moldoveni, îmi vorbesc mult. Băi, nene, hai, băi. Eu am zis să fie liniște ca să apară Paianjenul, pentru că noi oricum n-aveam de gând să dăm drumul la Paianjen, dacă nu ne spunea, a, da, că ție ți este frică de tarantule. Bravo, Ada! Datorită ție, momentul ăsta ne-a ieșit senzațional. Stai că m-am speriat și eu, jur. Te-ai speriat și tu? Da, mai tare, mami. Noroc că n-am țipat, că eu țip și te mă spune Mara. Nu cred, dar vezi că noi nu ne gândeam să dăm drumul la Paianjenul ăsta dacă nu ziceai tu. Dar tu l-ai văzut. Mulțumesc, vrei să faci respirație? Ești bine, fată? Haide! Nu, e ok? E ok? Perfect? Zic chiar... Gata! Am revergorat-o! Gata, e... Da. Dar cum te simți? Ești ok? Ești bine? Da, e ok. E bine. Să știi că asta a fost așa, din partea noastră, nu știu cum să zic, nu că te-am invidiat că ai fost plecată în Seychelles și asta, nu. Mami, nu o să mai aibă, nu o să mai aibă încredere în Ciucă. Ce? Nu o să mai aibă încredere în Ciucă. Ciucă! Dar ce treabă are Ciucă? Păi Ciucă a zis că nu-l dă jos azi și păi da, nu-l dăm jos. Păi da, dar Ciucă a zis că nu-l dă jos atunci. Vezi? S-a stricat. Nu cred, te-ai speriat așa tare? Da, ai intrat într-un șoc, a? Dobrogea, cred că avem nevoie de ceva, pentru că Andreea Perju nu-și mai vine în râs de la Paianjen. Bă, să nu mai cadă vreodată Paianjenul ăla. Ok? Deci ce părere ai? Gata, mami? Gata, aici ai perfect. Da, am și chimatul mai încolo. Deci chiar ți-a speriat? Dar n-a fost tare? Tu îți dai seama că noi doi am pus asta la cale? Tu mi-ai zis, eu am făcut un la semn cu la Cătălin acasă, fii atent. Nu-i tare? Eu i-am zis! Deci du-l la Cătălin acasă. I-am zis să nu... Da, să nu-i dea drumul. Mara! Mara nu se sperie. Nu se... De ce râde? Nu. Mișcă! Nu se mai oprește. Ok. O să mai cad odată, mami. Nu. Gata, auzi că te ne mai ții mult aici. Andrei, eu zic să le mulțumim fetelor spectaculoase, Andreea Perju, prietenele mele, nimeni altele decât Ada și Mara. Fetelor, sunteți superbe. Pozaj, n-avem fotografie la mine. Numai aici, te rog, ia-mi loc aici să fac poză la minut cu prietenii mei. Iar Andrei, pentru tine, ceva?